Bună ziua și bine v-am găsit la Profon, la care exercițiu de matematică. Așa, bine ne vedem. Prietenilor noștri le spunem să fie pe fază, să urmească pe Profon Online, să transmită, nu? Să se transmită tuturor, să-i cunoștință, să fie pe lumea ei, ca din ce în ce mai mult să poate intra la Profon Online. Tema, aici, acasă, clasa, auzi. Da? E acasă, clasa a 5-a. Cu ce începem? Mulțimi. Mulțimi. Enumerați elementele mulțimilor. Mulțimi. Enumerați. Da. Elementele mulțimilor. Pentru că se găsesc care dinamică. Enumerați elementele mulțimilor. Mulțimea este egală cu tot acele mici din N. A mare ca cu toți acei mici din N, cu proprietatea că... 9 mai mic decât 3 la X, mai mic egal decât 8 din 1. 81. Mai mic egal. Da. Cum să facem? De ce X să-l punem la X ca să fie adevărat? Nu așa asta. De ce X să-l punem? Păi X-ul trebuie să fie mai mare decât 2. Că 3 la 2 este 9 și el trebuie să fie mai mare ca 9, atunci trebuie să fie X-ul, poate să fie... Păi, ce spune tu cu urmările? Ești de acolo cu ce spun eu? Nu. Da, trebuie să fie mai mare decât X-ul. Da, X-ul de la 3 la 2. Și trebuie să de ce fie... mai frumos? Deoarece 3 la 2 este egal cu 9. Deci, hai să întâlnăm un pic. Deci, 9 mai mic strângere de 3 la X, mai mic egal de 2 la X. Este echivalent pentru că vreau transcriere de la coaduți. Da, mai de... mai mic decât 3 la X, nu de 9, da? 9, X poate să fie 3. Deci 3 la 2. Îl scrie pe 9 ca puterea lui 3. Ah, deci 3 la 2. 3 la 2, mai mic decât 3 la X. Mai mic decât... 81 te face. 81 cum pot să fie 3 la 4. Sigur, da. 3 la 8. Ce ce-am însemnat? Baza este peste tot atunci, cuprinsă între, între cine X? Între 2 și 4. Adică X aparține. Adică X aparține mulțimii, 3 și 4. 3 și 4, nu? Pe 2 nu-l luăm, da? 3 și 4 din mulțimii. Deci mulțimea A egală cu elementele 3 și 4. Altceva. Mulțimea B este egală cu tot acei X din N, cu proprietatea X egal cu ABC barat. X egal cu ABC barat, adică este un număr da. Între sau, cifre. Sau, nu, cum trebuia să citim în proprietate? X egal cu ABC barat, pentru care 91 mai mic decât X, mai mic ABC, decât X. Cu precizarea că... 91 mai mic decât X, a, mai... decât X, da. Mai mic decât... 600. Da. Păi, doamna, nu se era logică, este mai mare decât 91. Deci, un număr de 3 cifre. Adică trebuie să fie un număr de la 100 până la 600. De la 100? Așa și nu. Da. Nu, de la 100 până la 599. De la 100... Până la 599. Da, bă, are distinție sau vârst la fel? Poate fi și la fel. De la ABC vârsta? Da. Nu, nu, ABC nu spus, e trei cifre. Da, și asta e pentru că se trebuie să știi să-mi te gândești că sunt și 92 și 93. Sunt trei cifre. Dar cum să fie la 90? Că nu se poate, că trebuie să fie de trei cifre. Adică și de la 100, deci și de la 100, da. Da. Deci, egal cu mulțimea 100, 101, și mai departe, mă duc până la... 599. 599 față la 6, da? Da. 599. Da. Bun. Mulțimea de ce mare este egală cu tot acei X din N, cu proprietatea. X egal cu 7K plus 1. Unde K aparține lui N. Și care este mai mic egal decât 7? K. Mai mic egal decât 6. Sunt și K aparține lui N.
Stau, adică capul poate fi de la 0 la 7. Așa, și dacă nu pui pe cap, 0 la 7. Să avem 7 cazuri. Adică x egal cu 1, așa, x egal cu 8, x... Numește de apasări. 7 cazuri, zic eu, și eu am 8 cazuri, nu l-aș fi 0. Bun, da. Nu numărul cazuri, dar ce s-a început... Da, x egal cu 0, poate fi 1. Când x-ul e 0, prin 7, 0, 0. La 1, x egal cu 1. 8. 1, 8. 15. Da. 22. 22. 47, 28 și cu 29. 29. 36. 36. 43. 43. Și, 4, și 50. Și 50, da. Așa este a 4. Da. Numărul 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50. Deci, ce e format de toți și natural? De forma asta. Bine. Fie mulțimile. Fie mulțimile. A mare egal cu toții și binile. Toții și binile. În proprietatea 5 la a doua, totul la 10x, împărțit la 5 la a treia, ori 5 la a șasea, ori 5 la a noua, totul la x. Așa, totul la 6. Exact cu 725. 725. Și, un pic, și B mare egală cu toți cei din N. Cu proprietatea 3 pe lângă X plus 2X. 3 pe lângă X plus 2X plus 3X plus și așa mai departe plus 10X. Egal cu 330. În ce relație se află A cu B? Da. În ce relație se află A cu B? Adică în ce relație se află A cu B? Adică, adică aparține sau nu aparține? Nu există relația de apartenență. A, sau inclusă sau nu inclusă? Sau inclusă. Adică eu știam ce era asta, știam semnul, nu știam. Deci semnul ăsta se numește inclusiune. Da, inclusiune. Așa. Da, iar semnul acelalt la apartenență. Ăsta între mulțimi. Deci aici spuneți. Între mulțimi. Da. Este incluziune, da. Ăsta între mulțimi și celălalt, asta aparține. Element și mulțime. Da? Între element și mulțime. Așa. Bun. Domnul, pot să spun eu la? Să ne numere și noi. Să văd ce trebuie să facem aici, totuși. La întâi nu? Da. Acolo scriem 5 la 20x. Așa ar veni? Da, vede ce zici 5 la 20x. Așa împărțit la acolo o să fie 5, adunăm numere, adunăm exponenții. 5 la 18. 5 la 18. 5 la 20x, o să fie 5 la 2. 5 la? 2x. Și la 1. Pentru că acolo nu aș fi 20x. La 20x împărțit la 5 la 19x. La 18. La 18. O să fie 5 la 2x. Păi nu, nu, 5 la 2. 5 la 2x. 5 la 2x egal cu 625. Cât, 5 la cât să fie 625? 5 la a 4-a. E bine. Deci 5 la 2. Da, nu știu, asta uși, practic la aici ajunge. Da? Da, 5 la 4-a. Ba nu, stai. 25, 25, da. 5 la 2. 5 la 2. Atunci x o să fie egal cu 2. O să vedem, exact. Oricum, Davide, te rog să mă ajut să dictez. Deci vine 5 la... 5 la 20x. Da. Împărțit la 5 la 18x. Da. Egal cu 5 la 2. E egal cu 625. Așa e. Da, egal cu 625. Echivalent. Echivalent cu 5 la 2x egal cu 625. Adică? De aici rezultă că... Așa că și mai ușor vom face 625 bățit la 2. 5 la 2x egal cu 5 la 4, ați zis. Da. 5 la 2x egal cu 5 la... Dar era bine dacă făceam 25 împărțit la 625. 25 împărțit la? 625. Dar de ce zici așa să văd?
Sunt de a X, egal cu 25. Eventual ai vrut să gândești așa, pe 5 la a doua, face 25. Da. Și mi-a dat lucii, a fost... 25 totul la X. 25 totul la X. Nu, m-aș fi gândit să fac 5 la a doua ori 5X. 5 la a doua. 5 la a doua ori 5? Da. Ori 5? Ori 5X. X. 5 la X, trebuie să... Da, care și-a dat 2. Cum se mulțesc? Dar cum se mulțesc 2? Scopi baza și... Se adună. Se adună. Și vine 2 plus X. Nu e bine să iei scris acolo. Deci 5 la 2X scrie doar așa. Ori scrii 5 la 2 cu totul la X. Și 5 la 2 e 25. La X egal cu 625 pe care scrie că ar fi 5 la 2. Da? Cu 25 la 2. Deci rezultă că X egal cu 2. Ori aici ne-am oprit și zicem 2X egal cu 4. Adică X egal cu 2. Ori, pur și simplu, din egalitatea asta, X egal cu 2. Da. Da. Haideți să mai vedem o dată. Deci aici mulțimea a mare din cine este doar? Doar din elementul 2. Da. Da. Jos o să faci, jos facem, pot spune eu? Dacă da, de da. O să fie X plus 2X plus 3X plus punctul punctului plus 10X o să fie egal cu 110, pentru că trebuie 333. Asta că nu am înțeles. Ce ai de gând să faci? Deci o să ne împart pe 330 la 3, ca să vă rămână numai. Ah, e 3 pe lângă. Nu mai asta. 3 pe lângă. X plus 2X. 3 pe lângă X plus 2X plus 3X plus punctul de X plus 10X. Da. Este egal cu 330. Și 3X aici. Și 11 ori 10, adică 110x, egal cu 110. Atunci x o să fie cum? Eu nu prea cred. Dar de ce nu poți face o sumă Gauss? Ba dacă poți să-l scot pe x în factor comun. Deci zicem echivalent. X pe lângă... X pe lângă 1. 1 plus 2 plus 1. 1 plus 2 plus 3 plus 1 de 10. Ai egal cu 110. Da. Valent. Facem adunare. X se mulțit cu? Cât face suma asta? Cu 11. 11. Știi și Mario. 1 și cu 10 fac 11. 2 și cu 9 iar fac 11. Și câte echipe de 11? O să vedem câte să fac. 3 și 8 fac iarăși 11. Deci asta e șmecheria. 5 echipe. 5 echipe, da? Fac 5 echipe. 5 ori. Sunt de toți câte sunt. X ori 55. Sunt 10 numere. Sunt 10 numere și fac câte 2 câte 2. Sunt 5 echipe. 55. Deci, ori 55. Da. Egal cu 110. 110. Împărțind 110 la 55. Da, deci împărțind prin 55 egalitatea și ne rămâne că X egal cu 2. Da. Eu am uitat să împart la 2. Așa. Deci de aceea... Da, am făcut 10 ori 11 și am uitat să împart la 2. Hai să mai vedem încă o dată. Tu spuneai că nu se poate face X cu 2X cu 10X, nu se poate. Ba da. Ori scoatem un factor comun, nu zice măr plus 2000 cu 3000. În final, am făcut cât? 55X. Cât de X? 55X egal cu... Și totul este... rezolvat. Aș spune că aici, cât este mulțimea B? Egală cu 5? Mulțimea B este egală cu 2. Tot elementul 2. Deci A-ul ne-a dat un singur element, B-ul un singur element. Da. Să vedem altceva. Da. Fie mulțimea A mare egală cu toți fișii din ea înstelar. A mare, egal cu toți X și e în stelar.
cu proprietatea X mai mic decât 8. Mai mic? Decât 8. 8. Mai mic strict, da. Da, da. Și B mare egală cu tot X și din N cu proprietatea 3 mai mic egal de X mai mic decât 9. Și mulțimea C egală cu elemente 3 mai mic egal decât x mai mic decât 9. Și mulțimea C egală cu elemente 3, 6, 9 3, 6, 9 12 15 și 18. Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor propoziții. A mic 0, 1 și 2 este inclusă în A? 0, 1, 2 este inclusă în A? Nu. Să vedem cine e. Valoarea de adevăr. Păi am mai și după aceea nu văd și după aceea nu văd și multe să vedem ce costă. E mai întâi scriem cât face fiecare. Să cunoaștem mulțimea. Da. Ce elemente au? Mulțimea A o să aibă elementele 1. E bine 1? Da. Da. 1, 2. Nu putem să luăm și pe 0. Nu, pentru că este M. Deci este 1. 2, 3, 4, 5, 6 și 7. De la 1 până la 7, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Asta e. Iar B este... Te rog, lăsăm și pe datele. La B. B este egal cu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și 3, că și egal este. Da, am zis 3. Foarte bine. 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Iată, aici sunt deja cunoscute. Da. Da? Le avem. În ce le avem? 3, 6, 9, 12, 15 și 18. Prima chestiune amic era așa. Ce spunea? 0, 1, 2. Da, amic era așa. 0, 1 și 2, dacă este inclus în A. Deci 0. Mulțimea 0, 1, 2. Așa, mulțime dictez. Mulțimea. Mulțimea formată din elemente 0, 1 și 2, dacă e inclus în A. Fals. Această mulțime mai este. Cât o mulțime inclusă în alta? Când au aceeași... Când toate elementele de la prima, dar toate se regăsim aici. Da. Nu sunt la fel. Atenție, o mulțime inclusă, ea e nemică sau ce mult egal, da? Deci o mulțime inclusă în alta, cum ar fi mulțimea asta din elemente 0, 1 și 2, dar pe toate elementele ei le vedem și aici, pe toate. Ce? De ce nu? De ce? Deci 0 nu apare în A. Asta. Deci 0, 1 și 2 nu e inclus în A. Fals. Pentru că 0, 1, 2 nu e inclus în A, pentru că există 0 care îl găsim, 0 care aparține mulțimii 0, 1, 2 și redatăm, da? Și 0 nu aparține lui A. Și de aceea rezultă atunci că prima... e fals. Această afirmație, propoziția asta este falsă. Rezultă că mulțimea 0, 1, 2 inclusă în A, falsă. Falsă. Este bun. Falsă. B. Mulțimea A este inclusă în B? Mulțimea A. Dacă A e inclusă în B, ce părere ai? Nu este inclusă în B. De ce? Fals. Pentru că, nu, în primul rând, pentru că are mai multe elemente ca B. Deci are cardinalul mai mare. Cardinalul mai mare nu poate fi inclus în cardinalul mai mic. Ce cardinal are aici? Aici are cardinal de 7. 2, 4, 6, 7. Cardinal de 7. Și B este cardinal de 6. Are cardinal. Are cardinal de 7. Cardinalul 6. Deci cardinal, hai să spun, cardinal lui egal cu 7. Iar cardinal lui B egal cu 6. Și de aici rezultă că A nu este inclusă. Deci A nu este falsă, așa, da? Asta e falsă. Bună. Ce? Mulțimea C mare este inclusă în mulțimea X aparține lui N cu proprietatea X dividit de 3?
Deci, mulțimea ce mare este inclusă în mulțimea. X aparține lui N cu proprietatea X divide pe 3, se divide, așa, se divide, așa, cu 3 puncte. Se divide la 3. Păi, trebuie să fie niște multipli. Da, e corect, e adevărat. 3 se împarte la 3, se divide la 3, 6 se divide la 3. De cine ar fi mulțimea asta? Spuneți-mi cine ar fi. Mulțimea ar fi 3, 6, 9, 12, 15, 18. Și tot așa. Cea mai mult și nu, nu este inclusă. Și tot așa. Sau, a, mulțimea ce trebuie să fie inclusă în asta? Deci și tot așa, la nivelul, Davide. Toți multipli de 3. Da. Deci ar fi, cum ai spus tu, 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, puncte, puncte, puncte. Dar deții, că toți ții și natura. Da. Dacă, ce părere? Păi, mă gândesc, trebuie să fie natural, deci poate fi, poate fi un tip de 3. Da. Deci arăți multipli de 3. Da, până la da. Infinit, până la cât o să fie acolo. Care să fie multipli de 3. Adică e un număr foarte lung de numere. O să fie și 300 și 3000 și 3000. Da, ca acolo. Dar nu poate să fie și 0? Da, normal și poate să fie și 0. Poate să fie și 0. Da. Păi de X-ul din el. Că 0 se poate împărți la 3. 0 se poate împărți la 3. Și atunci nu aparține acestei mulți. Trei. Dar pe zero. Trei. Și am să pun pe zero la început, da? Da. Și zero împărțit la zero știi că era trei de curești. Zero împărțit la trei de zero. Zero împărțit la trei de zero. Trei, oameni de nimic? Păi zero împărțit la trei, de rest trei. De zero. Zero rest trei. Nu poți dai zero mereu de la trei oameni. Dai zero mereu la cinci zero oameni. Da? Deci e limpede că poți să luăm și pe zero. Și atunci, ce mai este inclus în mulțimea asta? C-ul care conține cine? 3, 6, 9? Și atunci, această mulțime nu e inclusă pentru că are pe zero. Deci ce? Nu mai este inclus. Ce fain face asta! Asta a fost păcăreala. Că în mulțimea asta trebuia să luăm și pe zero. Da, dacă nu luăm pe zero, spune că este adevărat. Dar vezi, mai era și zero. O complet diferit. Adică spunea mai iunea. Era și zero ăsta care vezi, nu l-am pus. Și atunci noi spuneam că aparține. Deci spunem. Are că se include, dar nu se include. Deci ce este inclus, te întreabă. Răspuns. Nu este inclus. Ce nu este inclus? Ce nu este inclus în mulțimea asta cu numărul noi? În 0, 3, hai să notăm Y. Așa, să zicem mulțimea 0, 3, 6 și mai departe, pentru că... Este 0 care nu... 0 se găsește... 0 strică tot. Strică tot, 0 se găsește tot, strică tot, pentru că 0 se găsește în... Nu se găsește în ce? Zero nu aparține. Zero nu aparține lui C. Deci este o problemă. Continuăm, mami? Da. Bun. D. Mulțimea 6, 12 și 18. 6, 12, 18. Este inclusă în ce? Este adevărat. În ce? Da, aceasta este inclusă în ce? Deoarece sunt multipli de... Deci o vedem aici. Da, deoarece sunt multipli de 3 și sunt mai mici sau egal decât 18. 6 regăsim, 12 regăsim și 8. Deci toate sunt regăsit. În sfârșit, în sfârșit, o mulțime. Asta este adevărat. Adevărat. Da, este o propoziție adevărată. B este inclusă în ce? B este inclusă în ce? B. Nu este. B-ul e asta. Da, pentru că B-ul nu poate 4, 5, 7. Măcar nu o să găsim. 4, deci pe 4, de exemplu, nu este un multiplu de 3.
Și mai sunt și 4, 5, 7 și 8. Dacă vei există, ce, da. Dar există, deci e falsă. Deoarece există 4 numere care nu sunt incluse. Există măcar unul. Există. Da. Noi mergem cu sigur. Da, măcar există 4 care aparține cui? Lui ce? Pentru că aveți picus în ce? Toate elementele. 4 care aparține lui B și 4 nu aparține. Dar și 4 nu aparține lui ce? Lui ce? Și ăsta e motivul pentru care tu ești supărat. Deci dacă găsești măcar un element care se găsește în B și nu-l găsim în C. Și așa este aici măcar 4 de aici. Bun. B. F. Mulțimea B este egală cu tot acest indivinient cu proprietatea 8 mai mic egal de 2 la X mai mic de 257. Nu știu ce e întrebarea de? Să găsim pe B mai întâi. Da. Să găsim elementele. Spune dacă. Da. 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 Deci, să luăm condiția pe o parte. O mai mic decât 2 la X. Care e mai mic string decât 257. Dar profesor, aceasta este adevărată. Deoarece noi în B, pe 8, 3, noi în să găsim tot acolo. Da, în mulțimea B, 8 putem să schimb la 2 la 3. A, lucră mai, da, lucră mai. Cum să zicem? 2 la 3. Dar de mai mic sau egal decât 2 la X. Luăm de 8. Deci 2 la 3, mai mic egal decât 2 la X. Și, mai, și este mai mic sau egal, țineți-vă de frumos, mai mic sau egal decât 2 la 8. Pentru că 2 la 8 este 256. Ei, sau egal? Mai mic sfii? Mai mic sau egal, pentru că 2 la 8 este 256. Și acolo e 257. Așa, deci mai mic egal de 256. Care este 2 la 8. Mai mic sfii decât 256. Deci te-ai plasat aici. Și în momentul acesta, noi o să spunem că X este egal cu 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Dacă te încă o dată, urmăresc, nu l-ați greșit totuși. Că dar știi ce ne face? Ne păd călește. Deci, asta era relația din condiția, da? O, mai mic egal decât o lecție, mai mic decât 257. Și iar ne-a zis că 8 să scând ca 2 la 3. Mai mic egal decât o lecție, mai mic egal decât... Vede un număr care e mai mic strict, îl bagă în interior aici. Decât 257. Și este 256. De ce se oprește la 256? Decât 256 va fi 2 la 8. Deci vine 2 la 3, mai mic egal decât 2 la X, mai mic egal decât 2 la 8, care e mai mic decât 257. În final, X și de unde ești? De unde tot unde se plimbă? De la 8, inclusiv 3 și 8. Da? Deci mulțimea pe mare, egal, acum știm, sigur, nu ne avem nicio emoție, egal cu elementele 3, 4, 5, 6, 7 și respectiv 8. Asta e mulțimea pe. Ce te-ai întrebat pe el? Da, dacă mulțimea pe, formată din elementele astea, e adevărat că ălea sunt elemente. Da. Dacă o scriem altfel, vedeți? Da. Deci, ori am spus X și între 3 și 9, mai mic decât 9, și scrisă și așa este identic. Da? Da. Tot aceleași elemente. Da. Deci, B este identică cu cea care a fost dată în varianta de mai înainte cu X și la 3 până la 9. Da. Mai am. G. Cardinalul lui B egal cu 7. Cardinalul lui B egal cu 7. Dacă e egal cu 7, afirmația asta. A, este fals. Falsă. Falsă, da. Nu e adevărat, da? Nu, chiar. Nu e fals. Șase, noi spunem așa, cardinalul B egal cu 6, care e diferit de 7. Dar atunci e falsă cu funcția, da? Mulțimea vidă este inclusă, da? Da. Mulțimea vidă. Mulțimea vidă este inclusă într-o orice mulțime, dar nu aparține oricărei mulțimi. Dar nu, atenție, nici nu putem vorbi de apartenență. Pentru că nu poate nimic să aparțină unui. Nu, 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 nu.
Apartenența este între un element și o mulțime. Da. Da, corect. Da. Și mulțimea nu este un element. Dar mulțimea mea... Dar este o mulțime care nu este un element. Este inclusă în A, oricare ar fi așa asta. Da, mi-e zic, asta nu știu la mine, da. Așa, mulțimea vidă este? Este inclusă în orice mulțime. În orice mulțime, da, da, mulțimea vidă, inclusă în orice mulțime. Am I. A este inclusă în X aparține lui N cu proprietatea. Deci A inclusă în mulțimea. X aparține lui N cu proprietatea. 3 mai mic egal decât 2 X plus 1. Mai mic egal decât 2 X plus 1. Care e mai mic egal decât 15? Da, 2 secunde. Au avem. X poate să fie până la 7, la 3 la 7. Nu este adevărat. X poate să fie de la 0 la... Hai să lucrăm pe aia, eu zic. Deci, în momentul acesta, de profesor, hai să ne gândim așa. Este o lucrare. Pentru că A... A aparține ultimii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Asta e A. A este egal cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da, și cu aia dacă X ar fi 1, ar fi fost 2 plus 1, care ar da 3. Da. Apoi ar fi fost cu 2 și 1, dar ajungem la ultimul. Și 7 ori 2 ar fi fost 14 și 1, 15. Așa că A este inclus în această mulțime, fiind aceleași elemente. Exact ca aceeași elemente. Da. Așa, deci să vedem, domnul, eu nu cred. Nici eu nu cred. Ok, X egal cu 1, da? Dar cum lucrează inegalitatea din asta? A, cum se lucrează? Da? Asta lucrează. Așa, deci luăm 3. Deci 3 mai X egal decât 2 și X plus 1. 15. Luăm condiția. Aceeași o prelucrare. Ce se face în unul ăsta? Ba nu este adevărat, nu este inclus. Poate, să hai să vedem drag. Dar ea, hai să urmărim un pic. Exact. Nu ne mai lovim unul pe altul, să ducem ideea până la cap. Exact, să lucrăm. Deci, da, Davide, am putea scădea unul peste tot? Da. Îi scădem unul peste tot. Și ce devine în ia, acesta? Ia. 2. 2. Mai mic egal decât 2. Da. Mai mic egal decât 4. Și ce să-i facem acum? Împărțim printr-un 2. Da, da. Și va fi 1 mai mic egal cu 1 X. Cu X. Cu X. Cu X. Da. Cu X. Mai mic egal decât 7. Deci, a pune condiția asta înseamnă X și la 1 la 7. Da, deci cu deci, mulțimea asta, egal mai departe, cu elementele... Iau bici sigur, iar acum. De la 1 până la 7. Uite ce frumos, așa se lucrează. Și acum 0. Deci îmi pare să fie 0? Ia să vedem. Uite, 2 ori 0, 0. Uite unde am ajuns. Dar uite unde am ajuns. Păi da, dar ce poate să fie 0? Ia, dacă ar fi fost 0, ar fi fost adevărat? Am ajuns să fie 3. Mai egal. Păi și așa se lucrează în mare. Că este obișnuit să lucrezi așa, mama. Mai așa demonstrezi. Deci, Daria, am dus relația asta. Prelucrând-o la echivalente, deci vezi echivalente. Am dus că X și între 1 și 7. Și avem doar așa, a face pe asta și voi începea să dați niște X acolo, să nimeriți. A face pe cei, de fapt, dar spune că X și la 1 la 7. Și atunci asta înseamnă așa. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, cum ne-ai zis asta. Da. Deci, mulțimea A este inclusă aici. A din cine este formată? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și tot asta este. Adică, orice mulțime incluse în ea însăși. Asta trebuie noutate. Deci dacă ai mulțimea formată din elementele 7 și 9, aha, 7 și 9, când permite să spunem A incluse în A. Dar totdeauna o mulțime este inclusă în ea însăși. Acolo ce a spus? A egal cu mulțimea formată din două elemente, 7 și 9.
Și am vrut să vă atrag atenția că ai inclus în A. Iată, de unde ai inclus în A, însă știi. Acum suplimentar. Și mulțimea vidă, noutare cu asta, motiv mulțimea vidă, inclus în orice mulțimea. Oricare ar fi. Da, oricare. Dacă vrei să te faci atât unii cu prea... Da, să facem niște... Da, cele trei. Lăsă, da. Uitați-vă, ne vedem pe ce se dă o mulțime și facem operații. Operații cu... Le știu, ștergem asta. Trebuie să facem, da. Dar trebuie să facem și... Uitați acolo, să facem... Exact. Aici am înțeles că David e o problemă. Nu au interpretat cu B, cu orice, da. Sau cum. A, reunim cu B, ce înseamnă, da, reuniunea? Reuniunea înseamnă că pun toate elementele la un loc, în afară de să nu se repete cele comune. Deci punerea la un loc al lui și când nu se repete, știm bine că într-o mulțime nu avem voie să repete. Da, deci mai întâi punem, eu suntem la A și le punem pe toate a lui A. Ba, da, le punem pe toate a lui A. Adică 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și până continuăm și ne uităm la B. Da, A nu este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da, dar am și pe 8. Și el a pus și pe 8. La pentru că se zice, da, 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus și au trebuit și pe 8 și cu asta a zis, dar e unică vei astăzi. A intersectat cu B. E vorba de elementele comune, adică ați găsit și colo și colo. Adică 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Atât, 7, da? Deci e vorba de 3, 4, 5, 6 și 7. A minus B. A minus B o să fie 1 și 2. Și 1, 2. 1, 2. Deci toate elementele din A, ca nu se găsește. Adică 1 și 2, primele două, care nu sunt. Exact. 1 și 2. La următoare, nu mi-a bine. B minus A, da. 8. Doar 8. Facem și A ori B? Ia să facem A minus B. A minus B, totul reunit cu B minus A. Da, e unul da. Da. A minus B. Pe pentru unul, dar cum mai? Ah, eu acum arăt A minus B. A minus B care este 1 și 2. Deci egal de 1 și 2. Trebuie să fie reunit cu B minus A care este 8. Asta înseamnă că acesta o să fie 1, 2 și 8. Mulțimea o să fie 1, 2 și 8. 1, 2 și 8. Da, bine. Vreau A minus C. Reunit cu C minus A. Păi A minus C este egal cu... Este 1, da. 2, 1, 2, 4, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Da? Reunit cu B minus A. În reunii cu ce nu s-a plus la ce și cum la da, 6. 6. Domnule, dar nu debea ați făcut pe ce minus A? Am zis A minus C și am făcut A minus C s-a făcut. A minus C, mai ce minus A? De cu ce minus A? Așa de 6, 9. 6. La 6 A este deja și în A și în B. Și în A și ce? 6. Am înțeles, dar și de deasupra la celălalt. Deci am minus ce trebuie să scrii aici, da? A, nu, ce că ia ție pe 6 de acolo, de prima. Din prima dai pe 6, 6 da? Da. No. Și din a doua. 9, 12, 15 și 18. Și înseamnă că o să fie 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 5. 7, 9, 12, 15 și 18. Da, am pus tot ce e în A și până am adăugat și pe cele din B. Deci va fi în final 1, 2, 4, 5, 7, 9, 5, 12, 15 și 18. Să se determine, să se determine mulțimele A și B. A și B, cine sunt acestea? Știind că A intersectat cu B
egal cu mulțimea formată din elementele 1 și 3. Deci, 1 și 3. Mai am informația care un lucru pe îmi dă 1, 2, 3, 7 și 9. Deci am intersecția, am reuniunea și să-ți mai dau o scădere, da? Hai să vedem. A minus B egal cu 7. Eu știu, nu? Și cardinal de A dați, domn profesor. Am stat și cardinal, dar de până aceste informații. Vreau să văd. Să vadă ce se întâmplă cu A și B. Deci A, ce elemente se pun? B, ce elemente se pun? Păi, puneți elementele. Pentru început puneți 1 și 3 în cazul. De ce să pun 1 și 3? Pentru că acestea se găsesc în ambele. Așa, în intersecții în ambele. Deci 1 și 3 trebuie să-l pun și în A și în și B. 1 și 3. Am înțeles. Acum da, vedeți. Da. Nu, 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 problema ei. Hai. Dar ce faci tu una, da? În A rămânem și pe 7, pentru că 7 se găsește numai în A. Deci în A trebuie să-l pun obligatoriu, dar obligatoriu pe 7, că atunci A minus B trebuie să facă elemente. Și în B îl pun pe celelalte elemente, fără 1, 3 și 7, adică 2 și 9. 1, 3 la are. Deja, l-ai pus. 1, 3, la. Fără 1, 3 și 7, adică 2 și deci ce? Mai punem de 3 și 9. Fiindcă am reuniune elementele stradate, de le-am reuniune. Dacă le-aș reuni acum, mi-ar da 1, 3 și 7. Dar reuniunea face 1, 3, 7 și 2 și 9. De unde să vină și 2 și 9? Păi de la B. De la B, obligatorii, da? Deci trebuie să fie neapărat de la B. 2 și 9. Și iată cum am făcut. Acum, după ce am făcut chestia asta, fac probă. Să vedem dacă verifică. Intersecția, Davide, intersecția de 1 și 3, verifică, da? Reuniunea lor îmi dă exact 1, 2, 3, 7 și 9, verifică. A minus B îmi dă B 7, excelent. Deci am făcut treaba bună. Acum, pentru tine e problema. Deci, știu că are un micul B, egal cu mulțimea 2, 3, 7, 9, 2, 3, 7, 9, A minus B, egal cu 2 și 2, iar B minus A, egal cu mulțimea 3 și atât. 3. Cine e A și cine e B? A egal cu cine e deci, A? În A o să punem un 2 și în B o să punem un 3. Deci acum asta ce? Obligatoriu da. Înapoi 2. Și în B pui 3. 3. În A o să pun un 7 și în B o să pun un 9. În A mai adaugi un 7 și în B pui un 9. Iată A minus B acum. Acum A minus B cât face? 2 și 7. 2 și 7, trist. Dar B minus A. 3 și 9. Mai nu e bine. La trebuie. Un pic, un pic, se analizează. Ai văzut că e o trebuie. Da, corect. Deci am stricat. Înseamnă că în A trebuie să mai pun un 3. În A trebuie să mai pui un 3. Și în B o să mai pun un 2. Dacă în A pui un 3, ia fără acum, A minus B. A minus B e 2 și 7. A, asta e. Acum de 7 e B. 7 e la joacă feste. Ba, nu. A, nu știu. De ce? Nu să-l pui. Oricum, trebuie să-l punem pe 7 și pe 9 undeva. Că ăștia doi, la reuniune, trebuie să apară pe undeva. Le pun pe 1, 2, 3 și 4.
Îi pui pe amândoi în B, adică 17 note, da? Bun. Și îl șterg pe 3 ăsta, da? Da. Și pe 7 de aici. Da. Și pui aici, da? 7. Poate. Ia fă B minus A. 3, 9, 7. Păi înteam că și la 2 mi-a pus 9 și 7. Facem la A. Da. Să punem 9 și 7 aici. Ia-ți acum. Ia să vezi. E treaba bună. A minus B te face. 2. Bun. 2. Bun. Și B minus A? 3. Și... Da, da. Are unicul. Ia să vezi. Excelent! Vreau să-mi dăm seama da? Că n-am venit să-mi urmă din nou pe 17. Așa! Deci tu începeai într-un ascult din 9 și cealaltă pe 7. Nu merge. Și nu merge. Vreau să trecui pe ambele ca să-mi dea la scădere ceva. Sigur că da. Asta a fost. Da? Da, încă o dată, trebuie să urmărim cu grijă și să urmăriți că învățăm de toate chestiile astea. Normal. Deci acum ai înțeles că le pui în amândouă pe cele care ai tu nevoie să completezi la reuniune, pentru că la scădere acelea de spate, nu? Și tu rămâi cu ce ai tu important. Hai să mai facem un lucru. Acum e lucrul? Da. E. Să se găsească ca și pe știm că A reunit cu B cardinal. Cardinalul lui A reunit cu B. Cardinalul reuniunii este egal cu 5. Oh, my God. 5? Ah, da, 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 continuați. Mai am că A minus B. Da. Este egal cu mulțimea formată din 2, 3, da. 2, 3, iar B minus A e formată din 1 și 5. Bine. Foarte bine. Și frumos. Acum o să scriu mulțimea A. Deci trebuie să compuneți cele 4 cifre. Cum? Se pune să fie pus cardinalul reuniunii 4? Nu, eu nu văd de așa ceva, pentru că așa n-ar fi fost nimica. Aș fi lăsat fix ce vedeam. Da. E să văd ce e aici. A-ul cine este? Nu, mai că A-ul este egal cu 2 și 3. 2 și 3. Și numireți. Da. Și este egal cu 1 și 5. Da. Iar acum, pentru că scrie cardinalul 5, pot adăuga orice număr vreau eu. Orice număr? Orice. Dar nu avem mulțime. Da, nu avem mulțime și să fie diferit de 1, 2, 3 și 5. Cum ar fi 4? Da, 4, 7. 7, 8, 9, 10 și... Punem un X. Da? Punem un X și colo și colo. Care e mulțimea mea cu vădă ca să nu știu? Nu. Deci un X, unde X nu aparține, X nu este un element de la, din mulțimea care. 2, 3, 1 și 5. Și pentru că trebuie să... așa ar fi fost două elemente în acest. Ia să vedem dacă am înțeles. Deci, dacă fac A minus B, cât face A minus B așa? A minus B. A minus B face? Ce face 2 și 3. 2 și 3. Dar B minus A. 1 și 5. Iar reuniunea, care fac, da? 1, 2, 3, 5, X. Și X. Are cardinalul 5? Are. Dar ce era important ca X-ul ăsta să nu fie unul din elementele de aici? Adică X-ul nu are voie nici să fie 1 și 5, ca să dea la reuniune. Și nici nu are voie să fie 2 sau 3. Asta a fost observația. Deci, prin condiția dată, e clar că vreau să ajung la cardinalul 5, îmi trebuie un al 5 ca element, dar nu are voie să fie 2, 3, 1 și 5 din cele 4. De acord, da? Da. Bun. Hai să mai vedem mai departe. Eu vă dau un delicat, da? Da, da. Da? Da. Fie A și B A
aparțin lui N. Fie. Ca min și pe min. Aparțin lui N. Ca min și pe min, niște numere naturale. Și mulțimile. A mare egal cu 2A plus 7. 2A plus 7 și 5. 2A plus 7 și 5. B mare egal cu 3A minus 10. Și B la 2A plus 1. De unde B la 2A plus 1? Un pic. Aflați A și B știind că A egal cu B. Deci să se termine. Un pic să înțelegem și noi. Dar eu te rog să nu mai te gândești pentru că s-ar putea să gândești o idee chiar la prima citire și să fie greșită. Bun. Da? Dar nu poți să facem. O să vezi că cei care au mai multă calm în abordare, știi. Da? Atenție. Să vedem A și B în abordare. Așa încât începe studiul. Începe studiul, începe să platonezi, vezi ce poți să faci. Așa încât A mare e egal cu B mare. A mare e egal cu B mare. Știu unde să fac. Bine, hai, nu-l. Lucrează-mi primul, și dacă aveți același A și B. Hai, dar lucrează, de ce nu, de ce te supere? Lucrează liniștită și vezi dacă ajunge acolo. Atenție, mâine. Da, vede. Câte elemente are consimea asta? Domnule, să am o idee. Eu aș cupra cu 5, cu B la 2 plus 1. Deci egalitatea asta presupune un element de sus fie egal cu un element de jos și celălalt cu altul obligatoriu, da? Deci ai egal cu B, dacă și numai în față. Cazul întâi. Cazul întâi. B. Ce se face să fie? B să fie... Nu dă răspunsul cât să fie B. Ai zis că B pătrat cu sunul să facă 5. Da? B pătrat cu sunul să facă 5. Și tot atât de bine, obligatoriu celălalt de două care a rămas, da. 2A plus 7 egal cu, deci 2A plus 7, egal cu 3A minus 10. Eu zic să ne apucăm să calculăm. Bun, dar schimb, deci cazul celălalt. Da, cazul 2A. Care ar fi cazul? 2A plus 7 să fie egal cu 5. Da, să fie egal cu 5. 2A plus 7 egal cu 5, nu? 2 egal cu B la 2 plus 1. Egal cu B la 2 plus 1. Deci 2A plus 7 egal cu B la 2 plus 1. Și? Și 2, nu, 3A minus 10 este egal cu 5. Egal cu 5. Păi m-aș gândi să mergem la primul caz, la cazul întâi. Și să deschid un pic a doua relație, să mai contăm un pic. A doua relație de muncită, da? Da. Echivalent. Echivalent cu 3, îl ducem pe 3 la A și pe 7 la 10. Inversiunea. 3A nu se poate, 3 nu se poate trebui de A. E 3 de A. A 2. Așa, scădem un 2A în A de A, da? Deci da. Scădem 2A minus 2A de la A de A. Și ce devine prima relație? 7 egal cu 1. 7 este egal cu 3A minus 2A. Adică de 1A. A. A. Minus 10. Adică de aici. Trebuie să adunăm în 10. Corect. De da. Și A va fi egal cu 17. A egal cu 17. Iar din prima dată lucrăm aici, mai trebuie să fie. B va fi 2, asta e clar. Să vedem, nu? Da. Scădem cu 2, deci B egal cu 2. Așadar, un prim răspuns ar fi că A ul 2, A ul 17 și B egal cu 2. Deci A egal cu 17 și B egal cu 2. Cum am spus și la trecută că dacă deja m-am furat o soluție, înseamnă că nu m-am făcut. Nu știu, trebuie să lucrată și asta, și asta poate fi cazul sub corespondență. De ce să nu lucrăm? Că doar noi avem de găsit toate perechile așa de. Toate perechile? Sigur că da. Ia să vedem mai ce putem spune. Eu m-aș gândi
la 3 ani minus 10, sunt ce mereu cu a 2 de când mai primul. Da. Și va fi 3a minus 10 egal cu 5. Vom aduna cu 10. Face 15. Da, 3a poate să fie 5. Deci rezultă care e 10 egal cu 5. Dacă avem da egal cu 5, opa, iată... Stați. Nu se mai face. De ce? Deoarece noi observăm în prima relație. Stați, amene, să nu... Da, ne ducem, ducem și cu a egal cu 5 aplică, da. Și vom avea. Și una următoare. 2a plus 7 egal cu b la 2a plus 1. Ok, de aici. Da. 10, 17 este egal cu b la 2a plus 1. Vom scădea un 1 din ambii membri. Da. Și ne va da 16, este egal cu B la a doua. B la B poate fi 4. Deci rezultă B egal cu 4. Deci atât că avem mai multe perechi. Un prim caz ar fi 17 și 2. Și alt caz ar fi A egal cu 5 și B egal cu 4. Da. Dar ea, ce ai găsit tu? Eu am găsit A egal, B egal cu 2. Și au. Și A este egal cu 7. Odată, dar mai avem alte mari. Da, mai sunt și alte variante. Păi toate perechile de la sese. Să găsim toate perechile. Tu ai făcut jumătate de probleme. Păi am zis să găsim A și B. Vrei să găsim A, B, toate. Pe toate variante, nu mă un A și un B. Deci nu o pereche. De ce te-am pus ca să analizezi bine greșițile? Că uite, grăbindu-te, și ai zis că te mai tine și ți-o așa faci și altă dată. Da? Deci, în condiții în care spune că găsească A și B, nu se le spune că găsiți un A și un B, o singură pereche. Să găsească toate perechele A și B. Și perechele A și B pe care le găsim sunt acestea. Anume. Da? Apare că dantez. Da. Deci să găsească perechile A și B. Dar și nu ne-a văzut să ne doar jumătate de probleme. De ce? Noi am făcut două cazuri. Păi dați, B egal cu 4 și A egal cu 5. Da, și B egal cu 4 și A și B egal cu 5. A făcut de ambele. De ce? Deci, atenție multă. Când lucrăm un exercițiu, urmărim să prindem Iisus în totalitatea lui. Să nu ne aruncăm. Și nu ne aruncăm să facem așa, deci gândim pe foaia. Da? Ai văzut ce făcut? Insist pe chestia asta, că am mai discutat. Aveai tot timpul din lume să le faci cam două cazuri. Da, da, ai zis gata, s-o terminat da. Și... Așa da, s-o tâmpșe. Cea mai bine așa a fost. Da, 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 tot. Ne-am demonstrat că n-am făcut repede. Tot. Ce înseamnă să te repezi? Înseamnă să prind zona de lucru. Da. Hai să vedem ce înseamnă, nu? Okay. Ce am lucrat aici? Mulțim, da? Da, doar mulțim. Aici. Mulțim. Operații. Așa, mulțim. Operații, mulțim. Cu mulțim. Apoi, determinarea mulțimii în condițiitate. Determinarea unei mulțimi. Întrebarea unei mulțimi, pe baza unei proprietăți, da. Da? Pe baza unei proprietăți. Deci determinarea unei mulțimi pe baza unei proprietăți. Adică proprietatea X și cu prin și între ce divizori și mai departe. Ce mai făcut? Relația de apartenență
Deci relația de apartenență și de incluziune. Deci relația de apartenență și de incluziune, adică cine aparține, un element aparține unui puțin și incluziunea între cine? Între două puțini. Am clarificat lucrurile astea, da? Am înțeles. Bun. Așa, fiindcă asta s-a terminat cu profesorul Vorbiță. Să nu uitați și dați like și share. Mai gândit câte ceva, ce am mai avut aici? Ordinea viitor operațiilor? Nu cred. Egalitatea două mulțimi. Da, egalitatea două mulțimi. Am avut acea inegalități, cum n-am făcut un profesor. Gabin, da. Da. A, două mulțimi. Atenție. Aici a fost important, Daria, a fost important să luăm ambele cazuri. Asta. Da. Când e realitatea, asta cu asta, asta cu asta. Da? Și asta cu asta, asta cu asta. Deci toate posibilități. Așa. Am mai făcut inegalități. Inegalități, da. Inegalități, am mai făcut și inegalități de stau între puteri, da. Și la acel puteri, da, puteri, operații cu puteri. Operații cu puteri. Mă întreabă Maria, domn profesor, ce face marcul. Geometrie, știu. Dar geometrie, îi spun geometrie. Da, geometrie și rămâne altă dată. Da? Deci observăm aceste lucruri. Iată sinteza orei. Ce să le spunem prietenilor noștri? Să nu uitați să dați like și să vă abonați. Prof online. La revedere. Așa, mă, așa. Să nu uitați de la like și să aboneze. Da. Și să le povestească și vecinilor. Să iasă pe stradă. Hai să vă spun. Ați pe stradă și să le spunem. Știți, noi am dat peste prof online. Ne-a făcut tema. Ori acesta este lucru important ca să le afle și ceilalți prieteni. Sau la școală, mă. Te-ai gândit vreodată? Să știți că o colegă de-a mea vă urmărește, eu am vorbit cu ea și ea se uită la puteri. Așa? Deci, vezi? Dacă vorbiți voi la școală, ceilalți profesori află, ceilalți profesori, ceilalți copii află și cu toții vor fi foarte bucuroși. La revedere, zi! Nu uite like, share, să vă abona la Prof Online. La revedere! La revedere! Super Mario spune asta, asta era să-i da.